Bună! În 1785 anul, pe data de 28 februarie, Horea și Cloșca, conducătorii răscoalei țărănești de la, la 1784 din Transilvania, erau executați prin tragere pe roată. Printre dare, Horea și Cloșca au fost prinși pe 27 decembrie 1784 în pădurea Scorăcetului din munții Giulăului, iar pe 30 ianuarie 1785 Crișan a fost prins între Ponor și Mogoș. Cei trei viteji conducători ai răscoalei au fost duși legați în lanțuri la închisoarea din cetatea Alba Iulia. Contele Anton Iancovici, trimisul împăratului, a fost desemnat să judece pe cei trei capitani ai răscoalei. Acesta a adunat probe timp de o lună prin interogarea căpeteniilor și ai altor martori. Înainte de execuție, Horea și Cloșca au fost purtați în lanțuri prin satele de pe Valea Mureșului, dintre Alba Iulia și Deva. S-a dat cea mai grea setință prevăzută de codul penal terezian și anume frângerea cu roata. Orea și Cloșca au fost executați pe dalul furcilor în prezența a 5.000 de țărani români aduși sub poruncă aspră din patru comitate, câte șase din fiecare sat, dintre care trei bătrâni și trei tineri cel de-al treilea conducător al Marii Revolte Țărănești, Crișan, știind ce avea să urmeze și nedorind să fie bat jocorit, s-a spânzurat cu nojițele de la Opinci în celula sa câteva zile mai devreme, pe 13 februarie 1785. Dar cine erau de fapt cei trei iobagi plini de cutezanță? Horea, Cloșca și Crișan. Se spune că Horea era iobag al satului din domeniul fiscal al Zlatnei. Se născuse în 1730 în Comuna Albac. Numele adevărat era Vasile Nicola, zis Ursu. Flăcău fiind, i s-a spus Horea, pentru că el cânta duios din fluier, de dor și de jale. Se spune că avea și un glas atât de puternic încât, când începea să cânte, se auzea până la casa lui Cloșca din Cărpiniș la 5 km sud de Câmpeni. Atinsese vârsta de 50 de ani și îndurase 10 de ani ca iobag al statului și apoi ca jeler pe domeniul gilăului. A parcurs de patru ori calea Vienei pentru a cere libertate și dreptate pentru poporul său. Toți țăranii, cât și autoritățile statului, l-au considerat ca prim conducător al răscoalei. Cloșca, al doilea conducător al răscoalei era Iobag al statului din Cârpiniș, lângă Roșia Montană. Numele său adevărat era Ion Oargă. I s-a dat din copilărie porecla de cloșca, pentru că în jocurile sale cu alți copii avea întotdeauna rolul cloștii care își apăra puii de uliu. Și cloșca i-a rămas numele. În anul 1784 avea 37 de ani de tânăr și-a câștigat încrederea iobagilor din zona Abrudului. L-a însoțit pe Horea la Viena în primele trei călătorii, 1779, în 1780 și cea din 1782. Crișan, al treilea conducător al răscoalei, era tot iobag al statului. Avea 52 de ani. S-a născut în comuna Vaca, astăzi satul Crișan, comuna Ribița, județul Hunedoara, de pe Crișul Alb. De aceea i s-a spus Crișan, numele său adevărat fiind Giurgiu Gheorghe. În tinerețe a făcut mulți ani de cătănie în slujba împăratului într-un regiment format în majoritate din români. Aici a deprins meșteșugul oștășesc pe care îl va folosi în desfășurarea răscoalei. O legendă spune că după execuție mâna lui Horea a fost luată și îngropată la rădăcina gorunului lui Horea de la Țebea, sub care s-au strâns liderii revoluției de la 1848, iar acest copac amintește tuturor că nedreptățile vor fi întotdeauna răzbunate.